E un acord care nu cred că va profita României, pentru că nu cred că e vreun român care se duce să învețe în Ucraina, mai ales că e război, nu? În război știu că nu prea e învățământ. Nu că la noi ar fi, e mult analfabetism funcțional. Dar mi se pare destul de ciudat acest acord, pentru că o să dați dreptul tuturor celor care au învățat într-un sistem totalitar, într-un sistem mafiot, să fie autorizați în România. Era altceva dacă discutam despre românii din teritoriile ocupate ilegal de către Ucraina. Așa că mă voi abține de la acest vot. Mulțumesc! După ce am ascultat vocea Moscovei în Parlamentul României, e bine să ne întoarcem și să ascultăm vocea rațiunii, pentru că etnicii români din Ucraina vor beneficia de această oportunitate mult mai mult decât orice alți ucrainieni, pentru că au un avantaj major pentru a ajunge pe piața muncii din România, pentru că vorbesc limba română. Și nu numai că... bine, sunt oameni care n-au înțeles ce înseamnă acest acord și faptul că nu trimiți oameni la studii, ci sunt oameni care au studiat într-una din țări și pot lucra în cealaltă țară. Să nu uităm, România trebuie să fie un actor major în regiune și să fie implicată în reconstrucția Ucrainei. Avem nevoie ca românii să poată să meargă în Ucraina să lucreze pentru întreprinderi românești sau pentru alte întreprinderi sau organizații. Și acest acord este un pas înainte și nu cred faptul că marionetele Moscovei în Parlament sau în altă parte a României să poată să blocheze progresul normal pe care îl facem în a ne apropia de un vecin care va fi în Uniunea Europeană împreună cu noi și cu Moldova. Mulțumesc! USR, vocea anomaliilor, toți cei care susțineți anormalitatea, mizeria sexuală, mizeria analfabetismului funcțional și cei care ați distrus credința în Dumnezeu pe unde ați trecut. Sunteți anti-români și anti-creștini, rușine să vă fie, măcar eu sunt o voce, ceea ce voi nu o să fiți niciodată, pentru că anomaliile și anormalitățile se aruncă la gunoiul istoriei. Intervenția mea este o intervenție pe procedură. În opinia mea este inadmisibil ca o astfel de participare la dezbaterea pe un proiect de lege, de fapt, să nu conțină nimic referitor la inițiativa legislativă. Am asistat mai devreme, mai degrabă, la un atac, echivalentul unui atac la persoane, atacul la un partid politic, invocându-se niște false acuzații și niște injurii calumnioase pe care cineva din plenul Senatului le-a proliferat aici. Deci, rog, domnule președinte, în calitate de președinte de ședință, aplicarea regulamentului și la dezbaterea de altfel legitimă, necesară, democratică pe un proiect de lege, discuțiile să se poarte pe proiectul de lege. Vă mulțumesc! Da? Vreți să eradicați traseismul? Lăsați oamenii să voteze doar la domiciliul lor. Că, slavă Domnului, este într-o zi liberă votul, nu într-o zi lucrătoare. Mai mult decât atât, sunt uimită să aud aici invocarea a faptului că se restrâng drepturile și libertățile cetățenești, tocmai de către un reprezentant al unui partid care a fost la guvernare în timpul pandemiei și care, prin politicile pe care le-a adoptat împreună cu celelalte trei partide, PSD, PNL și UDMR, au încălcat grav și au restrâns până la anulare drepturile și libertățile cetățenești. Când ați fost la guvernare, puteați să aveți astfel de inițiative încât să faceți dreptate în legea electorală și să nu mai permiteți niciun fel de traseism. Și vă mai spun ceva, stimate domn care urlați aici și vă considerați insultat și calomniat. Insulta și calomnia nu mai sunt infracțiuni și dacă doriți, vă puteți duce în instanță și să solicitați să vi se dea și daune din partea unui senator care este apărat de articolul 72 din Constituție, pe care probabil nu îl cunoașteți, deși sunteți senator cu toții. Mai mult, în acest proiect aveți inclusiv retroactivitate, ceea ce Constituția interzice. Puneți mâna pe carte înainte să fiți antiromâni.
Trompeta Moscovei a venit în Senatul României să explice cum susține ea și șefii ei pe linie de rusificare să legăm românii de glie. Deci ea visează că românii trebuie să fie undeva șerbi, cum îi place ei să viseze că o inspiră domnii de la Moscova. Nu, realitatea e alta. Românul este un om mobil. E un om care lucrează în locuri unde găsește oportunități, care a fost silit în multe cazuri de regimul PSD-PNL din România să plece și din țară ca să poată lucra în alte părți. Așa că această măsură este o măsură reparatorie mică. Sunt multe alte lucruri care trebuie făcute astfel încât românii, toți românii, inclusiv cei din afara țării, să poată să voteze fără probleme, să-și aleagă cu adevărat pe cei pe care îi consideră îndreptățiți să-i reprezintă. Deocamdată însă, aveți ocazia să faceți această corectură acum și sper că inițiativa USR de a ajusta legislația electorală pentru alegerile europarlamentare să treacă repede și să fie adoptată în Parlament, pentru că altfel ne facem de râs, ne întoarcem în evul mediu, vom avea din nou cozi, vom avea din nou scandal, pentru că guvernul actual nu e capabil să vină cu legislație sau să aprobe legislație. Dumneavoastră n-ați vrut să adoptați legislație electorală la timp, să putem să fim o țară civilizată, cum am demonstrat că putem fi anii trecuți. Mulțumesc!